Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 3. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu acest BMW 8. Știu că foarte mulți dintre voi v-ați dorit să ne reîntoarcem în zona cu zăpadă. Așa că iată, de data asta vom juca aici în zona cu zăpadă. Știu că sunt foarte, foarte multe curse pe care trebuie să le facem aici. Și am aplicat și un nou design BMW-ului 8. Totuși am păstrat tema clasică, dar am adăugat aceste trei linii, care eu zic arată destul de bine. Dar hai să pornim la drum și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ce ați reușit să faceți la episodul anterior. S-au strâns peste 10.000 de like-uri și vă mulțumesc din suflet. Asta cu siguranță m-a făcut fericit când am văzut. Și pentru că v-am zis, de obicei la Forza se strângeau 5.000, 6.000 maxim de like-uri, așa că în momentul în care văd un astfel de suport din partea voastră, cu siguranță îmi doresc să fac mai multe episoade, mă ambiționează practic. Dar în episodul de azi vreau să facem niște curse, niște chestii pe care nu le-am mai făcut, da? De exemplu, uite, Snow Forest Hill Climb, asta e nouă și toate chestiile astea de aici sunt noi. Uite, asta e nouă, asta e nouă, o grămadă. Și cred că, uite, de exemplu, dacă mergem la chestia asta Hill Climb de aici, cred că putem să-l facem destul de lejer cu BMW-ul, având în vedere că mașina asta pur și simplu se lipește de pământ. Iar Hill Climb-ul e o cursă în care trebuie să urci foarte mult. Oricum, mașinuța asta, nu știu, a început să devină mașina mea preferată, adică una din mașinile mele preferate. Nu e la fel de vitezomană ca și restul, dar, frate, nu știu, arată foarte bine. Deci arată extrem de bine. Să ai o mașină de genul ăsta în viața reală, cred că e ceva de vis. Și uite-o cât de frumoasă e și, nu știu, mi se pare că cu liniile alea din mijloc arată mult, mult mai bine. Băieții ăștia neapărat au vrut să intre mine, așa au decis ei. Dar hai să intrăm aici în Blizzard Mountain Snow Forest Hill Climb și că o să fie o furtună de zăpadă. Hai să vedem. Mă lasă cu asta? Uite că mă lasă și cu asta. Avem cauciucurile de iarnă instalate. Totul este perfect. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place Forza și vă mai doriți în continuare episoade. V-am zis, astfel îmi dau și eu seama dacă mai există interes pentru această serie în continuare sau dacă nu. Momentan nu e furtună de zăpadă, dar am auzit că se poate schimba vremea, așa că trebuie să avem grijă. Așa, e un start. Oricum, dintre toate mașinile care sunt aici, eu cred că a noastră e una din cele mai stabile, sincer să fiu. Acum, depinde dacă vor exista mașini și mai rapide decât a noastră. Oh, wow, wow, wow! Băi, ești de bun! Ok, trebuie să reluăm startul. Dar nu cred că pot să-l reiau mai mult. Dă doar resume de aici. Asta e cam aiurea, frate, pentru că practic eu n-am avut ce să fac acolo. Pur și simplu mi-a sărit mașina peste ăla. Dar hai că recuperăm, nu vă faceți probleme. Uite pe băieți, încerc să iau așa pe interior. Uite, mașina din față, zici că e mașina din GTA aia nouă. Nu seamănă, parcă, sau seamănă cu un T20. Bine, mașinile astea de aici sunt mașinile adevărate, sunt mașini reale din viața reală. Mașinile din GTA sunt modelate după astea, dar în mare parte alea din GTA au, să zic, botul unei mașini și spatele altei mașini, știi, ceva de genul ăsta, ca să, că nu au voie să le folosească, n-au licența mașinilor. Dar cum ar fi să ai mașinile reale în GTA? Wow, și gheață aici! Mamă! Voi știți cum mi s-a dus mașina, gen, direct săniuță? N-am mai avut ce să-i fac. Indiferent cât de stabil o fi mașina ta pe stradă, dacă e gheață, n-ai ce să mai faci, frate. Se duce și deja văd că se intensifică vremea, ceea ce s-ar putea să fie o mică problemuță pentru noi. Am luat și medalia de aur pentru drifturi, cred. Și văd acolo curent 9, deci trebuie să fac, dacă vreau să fac 3 stele la cursa asta, trebuie să fac o grămadă de drifturi, cică. Da, drift target 35. Nu o să mă bag pe challenge din prima, pentru că putem să facem challenge mai pe urmă. Totuși ce vreau să fac este să câștig și să sperăm că ajung pe locul 1. Momentan mașina este foarte stabilă, asta îmi place. E, se ține pe stradă. Chit că e zăpadă, chit că e furtună, n-are nicio treabă. Dar uite, la curbe de astea și mai ales unde e gheață, o să fie problematică treaba. La cu Audi-ul vrea neapărat să mă depășească, dar nu prea poate, că mașina lui derapează rău de tot și a mea nu. Stai. Oh, oh, gheață! Ați văzut cum am dus drept de n-am putut să cotesc absolut deloc? Mamă, cum au făcut bucățile astea, zonele de gheață, unde indiferent ce mașina avea, nu poți să mai controlezi mașina. Și dacă ai viteză mare, mamă, cum te duci?
Aveam noroc că n-am avut viteză mare și am putut să o scot de acolo destul de ușor, să o redresez. Dacă aveam viteză mare, vă imaginați cum mă duceam. Încerc să o accelerez așa câte puțin, câte puțin. Că abia aveți la 2 metri în față. Adică uitați-vă și voi ce nebunie e aici. Dar iată că am reușit să ajungem pe primul loc. Îmi plac cursele astea cu zăpadă pentru că e ceva nou. E ceva diferit față de ce jucam înainte. Cu siguranță o să ne întoarcem și zona cu căldură și o să mai facem și teste și pe acolo și nebunii. Dar vreau să facem să diversificăm, știți? Adică să zic, 2 episoade facem cu căldură, 2 episoade cu zăpadă. Ceva de genul. Aici ar trebui să ne dea 2 medalii. Ne dă? Da, 2 medalii. Ok. Iar în zona asta cu zăpadă trebuie să faci medalii pentru a debloca următoarele următoarele curse. Am rămas tot aici în furtună, ești nebun. Deci noi suntem aici și avem un bucket list, mountain bucket list hard. Astea bucket list-urile de obicei ți le dă cu o altă mașină, dar zice că e foarte dificil. Ia să vedem, în afară de bucket list-ul ăsta de aici, mai e vreo unul prin zonă? Cred că ăsta e singurul bucket list pe care l-am primit. Bă, oricum ar fi, măcar o stea luăm de la el, zic eu, nu? Hai să vedem. Hai să vedem cum ajungem la el. Holy fuck, ce zăpadă. Mamă, ce mașină îmi dă. Ok, hai să vedem despre ce e vorba. Astea sunt challenge-uri. Deci asta trebuie să faci ceva. Become the mini avalanche in the mini X-raid. Și că să devenim o avalanșă. O avalanșă? Mini X-raid. Asta e un mini varianta 4x4 de teren off-road. Race? A, trebuie să ajung repede la destinație. Cum e mașina asta? Ești nebun? Da, eu nu pot să trec așa? Ba da. Cred că asta e și ideea. Să nu merg pe stradă neapărat. Pot să trec drept pe aici. Ohohoho! Mamă! Frate, asta da mașină 4x4 de teren. Să știi că e mișto. Uite cât de frumoasă e. Păi, dar nu mergem pe stradă. Cine a zis că mergem pe stradă? Ho! Dă-i tare, prietene. Bă, îmi place mașina asta, ești de bună, o vreau. Voi știți cât de bine se controlează? Nu alunecă absolut deloc. Treci frumos cu ea off-road pe unde vrei. Tu? What? Ok, faza asta trebuie să dați înapoi video să vă uitați din nou. What? Nu vine să cred că am făcut asta. Voi ați văzut ce flip am făcut cu mașina și s-a pus înapoi pe roți? Glumești cu mine acum? Stai, ce time remain? Ah, ok, nu știam. Îmi zice că mai am câteva secunde să ajung. Op, 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 înapoi. Nu știu dacă ajung, nu știu dacă fac challenge-ul, dar am meritat numai ca să conduc mașina asta, sincer. Înapoi. Pe acolo trebuie intrat, cred? Ai, dai. Oh, am reușit! You got to the destination. Super tare! Mamă, deci flipul ăla a fost cel mai tare flip pe care l-am făcut. Și din cauza că am făcut bucket list-ul ăsta la perfecție, mi-a dat 3 stele. Deci cât aș face pe o cursă normală, am făcut 3 stele atât de simplu dintr-un challenge de ăsta. Am condus și o mașină nouă pe care nu am mai condus-o până acum. Și am făcut și flipul ăla impresionant. Ok. Am meritat să facem. Și cred că de acum când vom mai vedea challenge-uri de genul ăsta, o să le luăm, pentru că sunt chestii noi, mașini noi și de ce nu? Bun, ce mai avem noi pe aici? Avem un Snowpark Cross Country Circuit. Asta e tot un hill climb, dar un hill climb normal. Asta îmi plac hill climb-urile. Hai să mergem să mai facem și un hill climb de acolo. Hill climb-urile sunt pur și simplu te urci pe zăpadă, știi? Și sunt distractive. Bun, și iată că am intrat în cursă. Hai să vedem. Și asta ar trebui să fie ceva similar, tot un hill climb în care trebuie să te ții foarte bine pe stradă, având în vedere că ai foarte multă gheață pe jos. Asta e cam cea mai bună mașină pentru această cursă. O mașină care se ține bine, care accelerează bine și vedeți și voi cam cât de lejer mă duc. Bine, toți o să plece la fel de bine de pe start. Acum să vedem cine reușește să se țină pe traseu, având în vedere că e atâta gheață. Opa, ia uite-o. Uitați-vă pe jos câtă gheață e. Frate, deci, ce? Dar noroc că sunt cu BMW-ul. Opa. Băieți ăștia sunt
Ăștia sunt primii din față. Suntem și noi pe lângă ei. Dă-te mă cu audio-ul tău. Așa, op, ușor. Se ține decent audio, aș spune, dar vedeți cât de ușor mă duc eu și îl depășesc. Iar aia în față sunt cu ceva, cred că e un... Pare a fi un Ferrari ceva? Îmi dau seama că e atât de multă zăpadă încât nu prea se vede mare lucru decât cum sare zăpada în spate. Uite aici, pe interior, așa aș vrea să-i depășesc, că da, cred că e un Lamborghini, da, e un Lamborghini. Și alea nu știu ce-s din față. Dar acum e șansa noastră să îi depășim. Mamă, am sărit pe unul. Da, e un Ferrari și încă un Ferrari, două Ferrari în față și un Lamborghini, săracu. Ce faci, prietene, tu crezi că eu intru în aia și tu îi depășești și gata, e totul în regulă? Mamă, dar îmi dă ăsta de-a zăpadă în față. Hei, alo. Uite cu Lamborghini-ul tău de aici. Ușor. Și am trebuit să avem mare grijă, suntem pe locul 1, dar bineînțeles că toată lumea ne suflă în ceafă. Așa se întâmplă de obicei. Măcar nu mai e furtuna de zăpadă, știi? Măcar vezi ceva, vezi cursa asta. Dar mă gândesc pentru episodul următor sau nu, din episoadele următoare, să mai facem curse ilegale ca să facem bătăliile ilegale și să mai facem rost de mașini de astea unice. În bătăliile astea ilegale, v-am zis, tu te duci cu mașina ta, el se duce cu mașina lui și cine câștigă ăla ia mașina celuilalt. Dar faza e că ăia au mașini care, pe care nu le poți lua în joc. Da, la bătăliile ilegale și sunt mașini mișto rău de tot, adică mașini pe care ți le poți face ca NFS sau, nu știu, momentan n-am văzut să fie supercaruri, am impresia că tot așa am luat un BMW de acolo, am luat Mazda RX-7 pe care tot așa am tunat-o mișto, mă, mașini bune, n-ai ce zice. Așa, și avem și două steluțe. Am impresia că mai trebuie să mai fac încă trei. Ca să pasăm deblocheze următorul event. Și sunt foarte curios să văd că și zona asta de aici are un fel de story. Și să văd în momentul în care terminăm toate chestiile. Vezi, mai avem 47 din 50. Când terminăm totul, să vedem care sau ce o să se întâmple. La aici, la Satellite Pass Scramble, asta cred că o să mă pună să iau altă mașină. Hai să văd. Suntem aici, unde e telecabina și asta. Ce asta aici? Snow Drift View. Ok, sunt challenge-uri și am impresia că challenge-uri făcute de player și tot felul de chestii. Ca aparent în jocul ăsta poți să faci challenge-uri și ceilalți să le joace. Eu dacă fac un challenge, voi puteți să-l accesați. Bă, vreau să fac și eu challenge-ul max. Poate încercăm la un moment dat. Dar momentan hai să coborăm de pe munte și să vedem care e treaba cu aia de acolo. Sunt curios dacă vreau să văd ce mașină îmi dă acolo. Aș vrea să-mi dea o mașină de aia off-road. Dai să vedem. Blizzard Mountain Satellite Scramble. Ce mașină îți dă aici? Nu, tot de asta. Astea sunt cursele standard, știi? Adică, na. Hai să vedem. Deci aici e așa, aici e tot un snow park așa. Bun, hai să ne întoarcem înapoi la garaj. De fapt, în afară să dai fast travel așa, poți să-i dai de la Cars de aici direct, îi dai la Go to Auto Show și nu-ți ia nici măcar un leu. Dar am făcut și level între timp și putem să-i dăm aici la wheel spin. Hai să vedem ce ne pică. Ne dai și nouă ceva bun? Haide, cu o mașină, cu mulți bani, ceva... Păi, ok, 60.000. Ok, era un Renault acolo mai sus pe care l-aș fi vrut mai degrabă, dar e bine și așa. Iar aici poți să-ți iei experiență, dar am nevoie de 10 skill points și eu n-am decât 8. Bun. Și am făcut level 100, da. În sfârșit am făcut level 100 în jocul ăsta. Am văzut oameni și cu level 200, adică nu e nimic wow să zic, pentru că n-am jucat eu chiar atât de mult. Dar totuși să faci level 100 într-un joc e ceva. Adică și în GTA sunt level 150 și în ăsta sunt 100. Bine, se face mult mai repede în ăsta decât în GTA, da. Bun, și acum hai să vedem la dai, unde era chestia aia? Forzaton Sales. Deci asta sunt reduceri de Forzaton. Mașini pe care poți să ți le iei. Voi vă dați seama să iau o mașină de asta și să merg cu ea pe zăpadă? Ar fi ridicol. Dar-s mișto rău. Adică nu știu, mie cel puțin îmi plac foarte mult mașinuțele astea vechi. Și asta e la 17.000. Asta e la 94.000. Chevrolet Corvette. Chevrolet Corvette de la vechi. Uitați-vă la nebunia asta. Se mergi cu asta pe zăpadă. Era undeva barn finder-urile. Am impresia că le avem pe toate momentan.
Da, le avem pe toate, dar nu le-am condus pe toate. Sunt multe pe care nu le-am condus vreodată în viața mea. Cu ce mașină aș vrea eu să ies? Aston Martin Vulcan. Problema la mașina asta e că n-are viteză. Toate chestiile sunt bune la ea, handling-ul e superb, speed-ul e 7.6, dar hai să intrăm în ea puțin. Vreau să-i schimb design-ul. E o mașină bună, e un supercar pe care nu vi l-am mai arătat foarte mult. Cred că am făcut un singur episod cu mașina asta și atât. Totuși aș vrea să-i dau un alt design. Duracell, what the fuck? Bă, arată bine, ești nebun. Ce mai avem noi pe aici? Astea sunt așa simpliste, dar ăsta arată special. O să-l iau. Chiar arată mișto rău. Așa, luăm acest design. Bineînțeles, cred că o să trebuiască să-i refac tuning-ul. Și să se mai scadă puțin. Pentru că în momentul în care vrei să-i pui cauciucuri de iarnă, trebuie neapărat să îi scoți tuning-ul anterior, dacă nu l-ai luat din comunitate tuning-ul. Așa că mergem la upgrades. Hai să vedem. Custom upgrade? Ia. Da. The current setup is file is locked. Îi dai aici și te duci tu și faci mașinuța. Deci, pam. Și cu ocazia asta vă și arăt cum stunez motorul la o mașină. Trebuie să te duci pe fiecare parte, fiecare chestiuță în parte, fiecare piesă în parte și să vezi. Bă, asta e mai bună decât cealaltă, e mai bună decât aia. Trebuie să vezi fiecare chestiuță. Dar vedeți, oricum, asta e destul de bună. Nu știu exact care din astea modifică mai rapid. De exemplu, dacă e să Spring and Dampers. Asta îmi ridică mașina, îmi dă... Handling-ul e la fel. Numai că îmi dă acolo 9.1 la accelerație. Dar mi-o ridică și e cam mai iurea. Ridicat așa, nu știu, parcă... Cauciucuri de iarnă, snow tires, what? V-ați văzut? Mi-a scăzut o grămadă când, da. Deci când pui cauciucuri de iarnă, îți scade. N-ai ce face. Și dacă îi pun acum tracțiune, vedeți când face 10-10, în tracțiune 4x4. Și pe asta o avem deja cumpărată. În rest, cred că e ok, adică cam asta e tuning-ul. Să văd, owned. Uite aici, transmisie și asta ar trebui să le mai facem. Bam. Și multe din piesele astea deja le aveam cumpărate, așa că tot ce o să mă coste cred că sunt cauciucurile de iarnă și cam, da, 10.000 cauciucuri de iarnă și cam atât. Ce ați mai auzit în episodul ăsta, de astăzi e telefonul meu și notificările, l-am dat pe mut. Hai să vedem cum se comportă pe zăpadă, asta mă interesează. N-am scos mașina asta pe zăpadă până acum, e prima dată când scot Aston Martin Vulcanul pe zăpadă. Și ați văzut și voi că am făcut tuning-ul de față cu voi ca să vedeți și voi cum se face. Dacă vreți să vă tunați mașina și poate nu știți. Dar acum va fi loading-ul la un pic mai lunguleț. Mă, că e frumușică rău. E frumușică rău mașinuța asta. Ia să o vedem. Băi, băi, iete cum arată. Frumoasă foc. Bine, cel care a făcut design-ul ăsta a pus și un controller în față și a scris și Duracell pe lateral Xbox. A pus niște reclame pe ea, dar mi-a plăcut design-ul cum arăta. Asta e faza că dacă tu găsești un design care îți place, tu nu poți să scoți reclamele alea de pe mașină. Cum a făcut tipul ăla design-ul, așa l-a făcut. Mamă, zici că ești în Batmobile, pe bune dacă nu. Deci pe bune, zici că ești într-o navetă spațială sau ce? I-am și uitat cum e mașina asta. Băi, ce frumos se duce! Se duce superb! Ia uite-o. Se ține la fel de bine ca BMW-ul aproape. Accelerația este uimitoare. Bine, nu se cunoaște că derapează puțin. Dar wow! Pot să zic doar wow! Se duce frumos. Și interiorul este ceva diferit față de orice altă mașină pe care am mai văzut-o. În primul rând, ai fibră de carbon acolo pe tot bordul. Practic toată mașina înăuntru e fibră de carbon și volanul ăsta care zici că e de navetă spațială, pe bune dacă nu. Deci tu dacă vrei să întorci volanul ăsta și pui din greșeală în mâna pe partea de sus, ai să observi că nu există partea de sus. E ca la mașinile de curse într-un fel. Deci la mașinile de curse ar trebui să fie pătrat așa pătrățos volanul și tot există partea de sus. La asta nu. Zici ca la o navetă. Dar e mișto. Nu știu, noi avem multe supercaruri pe care nu le-am testat încă pe zona cu zăpadă, așa că aș vrea în comentarii să-mi spuneți ce alte mașini, deci asta o să fie tema episodului de azi,
ce alte mașini vreți voi să testăm pe zăpadă, pentru că nu am testat multe din ele, da? Lăsați-mi în comentarii mașina pe care vreți voi să o vedeți testată pe zăpadă cu cauciucuri de iarnă și cu tot felul de nebunii. Și probabil în episodul următor asta se va întâmpla. Vom vedea, am multe idei, poate, uite, și încă ceva. Dacă vreți să facem bătăliile la cursele ilegale și să luăm mașinile alea de acolo la mașinile altora, practic. Și mașini unice. Și asta la fel tot să-mi lăsați în comentarii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, astfel îmi dau și eu seama dacă mai vreți episoade în continuare cu acest joc sau dacă nu. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!